Grădinița Orizont este și Grădinița Orizont, școala gimnazială numărul 1. Noi de harnici au hotărât să ne doneze o cantitate mare de vopsea ca să facem râmnicul mai frumos. Să-l vopsim, să-l colorăm în culorile României. Eu mă bucur că sunteți aici și lângă mine, așa cum vedeți, sunt prezenți la această acțiune. Să încep cu colegul meu, Florin Ceparu. Cine îl cunoaște pe Florin Ceparu, ia să vedem. Domnul viceprimar Ștefan Torcărescu. Eram obișnuită să spun domnul viceprimar Sorin Cârjan, dar iată că domnul viceprimar Sorin Cârjan a devenit domnul primar Sorin Cârjan. Și mă bucur pentru această reușită a dumnealui și a noastră, a râmnicului. Așadar, dau cuvântul colegului meu, Florin Ceparu. Săruna, doamna director, mulțumim mult pentru introducerea aceasta plină de entuziasm și energie. Astăzi suntem într-un moment foarte... Mai puțină energie la ora 9 dimineața. O să ne îmbunătățim și energia. Suntem astăzi într-un moment foarte important pentru orașul nostru. Iată că nu doar administrația râmniceană, ci și cei de la nivel central, ci și anumite firme, anumite entități de la nivel central ne-au dat încrederea de a fi parteneri în scopul de a derula un proiect împreună. Este vorba despre Policolor România, care la cea de-a doua ediție a proiectului Culorile României ne-a selectat pe noi, Râmnicu Sărat, au încheiat un parteneriat cu Primăria Râmnicu Sărat pentru a da culoare orașului nostru. Împreună cu Râmnicu Sărat, în proiectul acesta mai sunt localitățile București, Constanța, Tismana și Mânzălești, din județul Buzău. Mesajul meu este unul plin de bucurie. Practic, odată cu acțiunea de astăzi, începem derularea proiectului și sperăm să avem pe perioada verii cât mai multe activități împreună cu dumneavoastră. Am ales să vă chemăm astăzi la apel, pentru că ideea de voluntariat este singura modalitate prin care Râmnicu Sărat, sau una dintre singurele modalități prin care Râmnicu Sărat respiră cu adevărat la nivel național, este una, aș putea spune, chiar performantă, iar modalitatea prin care dumneavoastră de fiecare dată ați răspuns implicării în voluntariat, activităților, faptelor, a spus totul despre succesul nostru. Eu vă mulțumesc și sper ca odată cu toate inițiativele care vor apărea pe Facebook, pe internet sau știu eu, prin mass media, să spunem de fiecare dată prezent, să venim cu toții, să încercăm să schimbăm împreună fața orașului. Policolor și Culorile României înseamnă de asemenea și o invitație pentru dumneavoastră de a veni cu propriile idei în scopul de a da culoare orașului. Avem la îndemână încă 2 luni de zile, nu întregi, dar rămase din vara aceasta, în care avem posibilitatea de a propune diferite activități prin care să ne reunească pe toți, prin care să schimbăm un pic fața orașului. Noi deja, zic eu că am trecut la fapte, aceasta este prima activitate. În paralel cu ceea ce se întâmplă aici, la stadionul municipal se derulează activități împreună cu echipa de fotbal, cu grupele din Clubului Sportiv Municipal, așa încât sunteți parte a unei mari familii a voluntariatului râmnician, iar toți fiind ăsta al tineretului pe care regăsim astăzi, ne dă speranța că odată cu înfrumusețarea, știu eu, a coloritului mediului râmnician, ne înfrumusețăm și noi sufletește și devenim și mai frumoși, și mai buni, și mai zâmbitori. Pentru noi, pentru mine, voluntariat înseamnă mai presus de toate zâmbet. Așa că vă rog ca pe întreaga perioada zilei, când vom sta aici împreună, să zâmbim foarte mult, să fim prietenoși, să ne cunoaștem
Nu contează că venim din... Toate școlile sunt egale, cu toții sunt egali, cu toții suntem egali, cu toții suntem frumoși, așa că trebuie doar să arătăm. Vă mulțumesc! Dragi tătici, dragi colegi, dragi copii, cu voi am terminat, dar de fapt gândul meu și mesajul către voi se îndreaptă în primul rând. Vă mulțumesc tuturor că sunteți aici și în general că existați. Sunteți răspunsul la întrebarea dacă Râmnicu Sărat e un oraș mort. Uitându-mă la voi, dragi copii, și la colegii mei, stimații domn profesori, cadre didactice, educatori, învățători și profesori, aș spune că este un oraș extrem de viu. Mi-e teamă că au o problemă cei care nu văd cât de mulți sunteți și cât de vioi, nu doar astăzi. Pentru că la Râmnicu Sărat e o stare de spirit să dorești să faci ceva pentru ceilalți, de ceva. Astăzi, v-a spus Violeta, suntem vedete. La nivel național se știe că la Râmnicu Sărat copiii își vopsesc și își înfrumusețează orașul. Nu este puțin lucru, alții ar spune și ce contează, dar acest parc, așa cât este mic, mare, frumos, urât, nu are de ani de zile gardul vopsit. Datorită celor de la Policolor, partenerii noștri, și datorită vouă, pentru o oră cu siguranță veți reuși să faceți, sau într-o oră veți reuși să faceți un lucru admirabil, vom face ca lucrurile să se schimbe. Deci vă spuneam că astăzi se întâmplă trei lucruri. În primul rând că după efortul vostru al tuturor, parcul va arăta altfel. De asemenea, vom fi, cum spuneam, vedete la nivel național, pentru că toată lumea va vedea ce se întâmplă la Râmnicu Sărat. Dar, dragii mei, mici și mari, mesajul este pentru cei de acasă care trebuie să înțeleagă că dacă nu punem fiecare mâna pe o pensulă să facem ceva pentru orașul nostru, nu o să putem noi și dumneavoastră, o mână de oameni, chiar dacă suntem atât de mulți, să facem ceea ce cei de acasă și-ar dori. Deci mesajul nostru, dragilor, și o să facem 10 secunde de aplauze pentru cei de acasă ca să înțeleagă mesajul, este acesta. Urmați-ne exemplu. Vă mulțumesc! Acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmiteți și să le spuneți că dacă v-ați putut rupe o oră, două, din vacanța pe care o meritați cu prisosință, atunci și alții pot face același lucru și nu o să fie surprinzător că peste un an sau doi sau trei vom avea fix orașul pe care îl merităm și ne-l dorim. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc domnului viceprimar Violetei și tuturor organizatorilor și în special voluntarilor Fortes, care au niște povești de viață pe care le veți asculta probabil zilele următoare, care cu adevărat ne fac să fim mândri de ei. Vă mulțumesc tuturor! La urmă de tot, am să vă prezint pe Emma. De unde vii tu, Emma? De la Râmnicu Sărat. Bravo, asta știm, Emma, bravo, mă bucur foarte mult. Dar de unde anume, mai concret? Din cartierul Zona Pod. Bravo, și mai concret, de la ce grădiniță? De la grădinița Orizont. Mulțumesc, Emma. Am avut nevoie de energia ei ca să vă pot vorbi. Acum vă spun așa, de la cei mici la cei mari, datorită cadrului didactice, vom schimba mentalitatea în așa fel încât să fim europeni și ca mentalitate, numai doar ca așteptări de la ceilalți. Încă o dată vă mulțumesc. Să facem o treabă bună, să nu bifăm doar o acțiune și în momentul în care așternem vopseaua cu pensula pe gard, să punem și un pic de suflet. În așa fel încât să se vadă, gardul acesta să fie însuflețit. Vă mulțumesc și vă iubesc! Mulțumim, domnule primar, domnul primar a făcut cu sufletul Thank you.
Mesajul pe care l-au transmis pe final sau mulțumindu-vă dumneavoastră că ați mai avut răbdare să rezistați până la final. Uitându-mă pe ceas, îmi dau seama că suntem, chiar dacă a apărut că a durat mult, suntem mai devreme decât anticipam că vom sfârși evenimentul, așa că nu trebuie să fim necăjiți. Sunt fericit că sunt râmnician, sunt mândru că sunt râmnician și cei care mi-au dat ocazia să mă simt astfel, sunt copiii dumneavoastră, mici și mari, sunteți dumneavoastră părinți și bunicii de acasă care știu sigur că sunt mândri la rândul lor pentru că facem ceea ce dumneavoastră făceau de mult. Suntem o comunitate din ce în ce mai vie și din ce în ce mai unită, să rămânem așa și să nu ne mai lăsăm sau necăjiți antrenați de cei care ne-i tot critică. Pe dumneavoastră mai puțin, pe noi mai mult, dar nu contează. Avem oaspeți astăzi pe care aș vrea să-i aplaudăm, sunt cei de la Policolor și de la cele mai mari trusuri de presă. Am să rog pe Silvia să vină alături de mine. Pe Silvia o să o recunoașteți după baloanele pe care le are în mână, pentru că într-un gest simbolic o să trimitem în cosmos un mesaj despre ceea ce s-a întâmplat la Râmnicu Sărat. Deci astăzi la Râmnicu Sărat am vopsit, punând suflet, gardurile, vom continua și zilele următoare, și mânutele copiilor, le-am vopsit și pe ele tot cu suflet. Emma, vii un pic la mine, că tot am început ziua cu Emma. Emma, vii un pic la mine. Deci Emma a vopsit astăzi pentru prima dată în viața ei gardul și piciorușul stâng. Data viitoare, după experiența de astăzi, o să vopsească doar gardul. Astăzi este ziua ei. Nu se poate. Ca să vedeți că nimic nu e întâmplător, am ales din mulțimea un copilaș și acum aflu că este ziua ei. După ce o să vorbim cu Silvia, am să vă rog 10 secunde să cântăm la mulți ani Emei. Silvia, unde ești? Bună ziua, bine v-am găsit. Ce să vă spun? Nu mă așteptam că o să vorbesc astăzi, dar sunteți atât de frumoși, atât de veseli. Sunteți fantastici. E o bucurie pentru mine să vă felicit. Și să vă promit și să vă mulțumesc din partea Policolor și să vă promit că vom fi tot timpul alături de voi. Când vezi atâta energie și atâta zâmbete, n-ai cum să nu fii bucuros. Felicitări încă o dată! Înainte de a-i da legătura, ai da cuvântul domnului, reprezentant al Policolor, în ceea ce privește participarea Policolor, o să rog pe Silvia în continuare să dea comunicatele de presă. Eu sunt aici reprezentând Policolorul și atât. Sunt mândru că sunt în Râmnicu Sărat astăzi și sunt foarte emoționat, iar emoția mea s-a transmis-o dumneavoastră prin participarea masivă la acest eveniment. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, doamna Silvia, mai o secundă, că vreau să ascultați mesajul celor de la grădiniță, făcut ad hoc, pentru Policolor. Ia, îl mai auzim o dată mesajul? Sus, hai! Bravo! E cel mai frumos mesaj de astăzi. Comunicatele de presă și ce mai aveți să ne spuneți, doamnă?
Ema să trăiască! Cine să mai trăiască, cine să mai trăiască? Râmnicenii să trăiască! Și acum, cred că trebuie să ieșiți ca să nu se ducă în... Silvia! Iată, avem martori pentru evenimentul de azi, aceste minunate panoane care ne vor duce mesajul al nostru și al Policolor departe, departe, departe. Three, two, three, 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 three.